2017, în sediul Comunului Cultural Cotrobunești, având următoarea hotărâre de zi. 1. Proiect de hotărâre. Modificarea articolului 3 din anexa numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Cotrobunești, numărul 50, din 24.09.2021, privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență. 2. Proiect de hotărâre. Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Cotrobunești, Naga, asociată de dezvoltare intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale ședinței AGA DIP din data de 6.11.2023, privind aprobarea strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și privind aprobarea indicatorului de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și canalizare. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Cotrobunești pentru ședința Adunării Generale Ordinare a acționarului ASC, Compania Regională de Apă, Bacău, ESA, din 6.11.2023, privind analiza asupra necesității și oportunității angajării de servicii juridice de consultant, asistentă de reprezentare a dosarului numărul 2.453/110/2023 și numărul 2.463/110/2023, înregistrate pe lorul Tribunalului Bacău, având ca obiectiv, ca obiect, ordonanța prezidențială și obligația de a face parte, reclamată fiind municipiul Bacău, și împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale, ordinare, acționarea la Registrul Comerțului, în persoana Denei Luca Monica Elena, șef serviciu juridic, precum și persoane care va semna hotărârea adoptată în persoana de lui Turcu Ovidiu Leonard, președinte Consiliului de Administrație. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării prin închiriere sau vânzare a trupului de teren neproductiv situate în lunga râului Trotuș. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a imobilului teren extravilan, categorie pășune, suprafața de 845 metri pătrați pentru construirea Bisericii Pentecostale Emanuel. Și punctul 7. Probleme diverse. Cine mai lipsește? Spune la votul ordinea de zi. Trebuie procesul verbal. Da, procesul verbal. Nu am face vedere că a fost ocupate cu... Da, discuții prea importante n-au fost. Nu au stat probleme, au fost. Da. Eu sunt de acord pentru procesul verbal anterior. Ce avem unită? Spune la votul ordinea de zi. Asta. Trecem la proiect, la punctul 1. Proiectul de hotărâre, modificarea articolului 3 din anexa numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Cotrobunești, numărul 50, din 24.09.2021, privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local. Da. Bună ziua! În primul rând, vă cer scuze că am întârziat pentru faptul că avem această acțiune de acordare a ajutorului de încălzire și în acest volum foarte mare de muncă și în afară de asta vor multe semnături. Am văzut de certificate fiscale, de dosare întocmite și așa mai departe. Și cred că de asta îți dau toată silința ca să nu stea lumea la... să pierdă timpul pe aici și trebuie să stau să dau semnături toată ziua autografică. Dosarele acestea. Pentru că nu sunt puține, sunt destul de multe. De cam 80% din populația comune, active vorbesc, se încadrează la aceste ajutoare de încălzire. Cine mai lipsește? Că mai lipsește cineva. Afară de ce? Un plop, un aparator. Poți la un țăi? De un țăi, un plop și un drunăi. Parcă totuși mai lipsește. Chifolii de legal. Cine? Chifolii de legal. Lăsați-l de legal. Eu crezi consilier cu... Dar nu sunt 10. Sunt 10. 10? Da? E legal. Atunci să trecem la primul punct și să le parcurgem pe toate, că după cum ați văzut, ordinea de zi este bogată, dar ținând cont că dumneavoastră primele materiale, bănuiesc că ați primit materiale, v-ați documentat și știți de ce este vorba.
La punctul numărul 1. În referat de aprobare în proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 3 din anexa numărul 1 la hotărârea Consiliului Local, Coțovănești numărul 50 din 24.09.2021, privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local. Domnul consilier, prin hotărârea Consiliului Local numărul 50 din 24.09.2021, privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local, s-au stabilit ajutoarele de urgență ce pot fi acordate prin dispoziția primarului în conformitate cu prevederea articolului 28 de legea numărul 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată cu completările și modificările ulterioare. Pentru situația de necesitate cauzată de calamități naturale, incendii, accidente, s-a stabilit suma ce se acordă între 400 de lei și 10.000 de lei. Dar fiind faptul că de la data aprobării hotărârii până în prezent au crescut prețul materialelor de construcție și manopera pentru lucrările ce țin de refacerea bunurilor afectate în accidente, incendii și calamități naturale, am propus pe prezentul proiect de hotărâre creșterea sumei astfel încât ajutoarele să fie cuprinse între 400 de lei și 20.000 de lei, între 4 milioane și 200 de milioane. Având în vedere cele mai sus arătate, supun dezbaterii și derulările dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat astăzi 31.10.2023 în ședința ordinară a Consiliului Local Coțovănești. Semnează subsemnatul. Aici o să trec să prezint și proiectul de hotărâre. Nu mai prezint raportul specialitate, că e aceeași chestie cu referat de aprobare și o să vin la punctul 1. Se modifică articolul 11, particular articolul 3 din anexa numărul 1 la autorul Consiliului Local numărul 50 din 24.09.2021, cum urmează. Punctul 3, roman, situația de necesitate cauzată de calamități naturale, incendii, accidente. Ajutorul de urgență ce se acordă este cuprins între 400 de lei și 20.000 de lei. Articolul 2, prin prezenta hotărârii se comunică instituție privind județul Bacău, primarul comun, Coțovănești, biroul de finanțe contabil, compartimentul de asistență socială, publicat prin afișarea la sediile Consiliului Local și pe site-ul primăriei comunei Coțovănești și, bineînțeles, serviciului în situații de urgență. Ceea ce vreau să vă spun, știți foarte bine că prețurile au cam luat o rază, adică au sărit destul de semnificativ în sus. Și ne-am lovit de speța asta domnului Farcaș Florin cu acest incendiu pe care l-a avut la societatea dumneavoastră, în care a ars în întregime tot ce a avut acolo, 100%. Acum, ce se întâmplă? Nu știu dacă ați urmărit și mass media, televizorul și radio, presa mai puțin, nu știu, acum e cineva abonat pe la ziare, asigurarea pentru locuințe devine obligatorie. Și a fost obligatorie și până acum. În ultimii 2 ani de zile s-a fost accent pe această asigurare a locuințelor și a bunurilor, bineînțeles, și cei care au societăți. Ceea ce facem noi acum e ca să-i dăm o gură de oxigen cuiva. Pentru că valoarea dumneavoastră de acolo se ridică la miliarde. E să dăm o gură de oxigen. Deci noi nu se reținem în bază, domnule, dacă nu are de casă, o face primărează Consiliul Local. Nu. Noi putem să dăm o gură de oxigen și am zis gura asta de oxigen să nu fie așa de mică, de 4.000 de lei, de 4 milioane și de 10 milioane, cum mai vedeam. Aici să ducem la o sumă undeva de 200 de milioane, bani vechi, adică 20.000 de lei bani noi, în care să putem, într-adevăr, să ne ajutăm cu ceva. Asta rămâne la dumneavoastră. Asta noi așa am gândit plafonul. Pentru că ne gândeam noi la un plafon și mai mare, dar nu ne permite buzunarul, că nu-i de unde. Pentru că la situații de urgență nu intră numai catastrofele astea naturale, adică cu tremură, lucrări teren, incendii și așa departe. La situații de urgență și familiile aflate cu probleme. Și cei care mor fără
avea pe nimeni și trebuie mormântați și persoane fără adăpost. A fost cazul. Și am avut cazuri destule, știți foarte bine. Am mormântat făcute de Dumnezeu să-mi dea sănătate. Mie și dumneavoastră, bineînțeles. Și de asta am zis să ne ducem cu plafonul ăsta de 20.000 de lei. În ceea ce privește pe domnul Farcaș, noi l-am ajutat, am mobilizat și oameni de la ajutor social, de la 4 țări și am descongestionat o parte din materiale arse de acolo și prin intervenția mea personală la domnul prefect al județului Bacău, căruia îi mulțumesc, chiar dacă nu e prezent, mulțumesc pe această cale, am obținut un modul de locuit, pe care nu știu dacă cineva l-a văzut, este plantat acolo, este adus tot de noi, pe cheltuiala noastră, un modul care se folosește la dezastre naturale, la inundații, la incendii și moduri de locuit, așa cum se... O casă, numai că e mobilă. Două paturi, este foarte, adică arată bine. L-ați văzut, bărănesc, arată bine, am arătat. Și prin ordinul prefect, domnului prefect, am obținut cel modul pe care l-am adus de la primăria Slănic Moldova. Ce mac? Mai precis din localitatea Cerda, de primăria Slănic Moldova. Și am pus acolo și tot de acum noi am făcut un ajutor, dar nu am dat încă, pentru că nu aveam hotărârea Consiliului Local, de 10.000 de lei. Și am zis că dacă ridicăm plafonul ăsta, e tapă, că nici nu avem bani, să ne ducem la această sumă, să fim solidari și să fim aproape de oameni care sunt în suferință. Adică, sumă maximă. Da. Deci, consider că un gest destul de omenesc și creștinesc și uman și altruist, și cum vreau să numiți, și așa am gândit-o eu. Atunci, plafonul poate fi mult mai mare, dar nu ne permite bugetul local. Și dacă fac trimitere la noile, la noua ordonanță de guvern care vine, în care se taie o cravată, o serie de cheltuieli, și uitați-vă, nu avem nicio rectificare de buget pe anul acesta, totdeauna, în luna septembrie, octombrie, noiembrie, chiar și decembrie, se făcea o rectificare sau două de buget. De data aceasta nu se face nici pe pozitiv, nici pe negativ. Au început să intre, să taie din cheltuiel. Poate că sunt gaură. Aseară am urmărit de da. Asta. Da, și... De un faliment, dacă... Ei, nu o să intrăm în faliment. Nu... Cam așa ceva nu, nu vedeți lucrurile chiar așa, negru, că nu sunt chiar așa. Este pentru prima dată de când nivelul investițiilor este la nivelul datoriei publice. Asta e un lucru foarte bun. Dar bine, trebuie să vedem și lucrurile bune și mai puțin bune, nu toate pot fi bune, că n-are cum să fie în guvernare. E bine că se pune piciorul în prag ca să nu intrăm într-un colaps. Dacă nu pui piciorul în prag, poți intra într-un colaps economic și financiar. Dar e un lucru bun. Deocamdată eu revin la punctul de ordine de zi în care discutam de acest plafon de ajutorare celor aflați în nevoie, ca să zic așa, mai popular. Dacă dumneavoastră aveți alte considerente sau alte completări, eu sunt aici și le putem discuta. Dacă nu are nimic, se pune la vot. Da. Comisia Judecătorească. Și Comisia Judecătorească. Pentru suma mare. Nu, nu, 20 mari. Nu neapărat să dai cea maximă. Da. Să dai 10.000 de lei, poți să dai 5 în funcție de situație. Dacă e mormântare, nu-i dai 200 de lei. Da, dar nici nu costă. Sau la unul e ars o anexă, e ars toată casa. Și la mormântare, ca nu se înțelege, că toată lumea vine la paranteză. Toată lumea vine, doamne, dar nu-mi dați unul nostru de mormântare. Deci ajutoare de mormântare nu se dau decât la persoane aflate în dificultate. Adică, dar ce-i cu ajutor social? Uite, gen cum a murit trăierul ăsta, Dumnezeu să le... Grobarul ăsta. Voivodul, mai avem cazul de la Borșan, pe bărțatul Ion, care a avut ajutor social și care nu au ajutor social, dar sunt în... Cum a fost Grigori.
Igor nici nu avea. Da, ma, deci avem, sau oameni fără adăposturi, dar avem pe patele ăsta, n-are niciun Dumnezeu. Dar el n-are, nu știu ce, n-are nici buletin. Deci că-i făceam de începutul. Ei nu se interesează de soarta lor, mă, nu pot să fac buletin în locul lui. Deci să duc el. Despre asta este vorba. Da, de asta și toată, vin și oamenii care au pensii de 20 de ani, 30 de ani, dar nu ne face și numai ajutor de voluntari. Și mie mi-e rușine. Și la casa trebuie să... Da, adică, depășește aceste limite ale morale, să zic, creștine. Da. Să trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre, rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru 2023. Da. Domnule consilier, un raport de aprobare, proiectul de... Referat, am mai modificat ceva normă ordonanță. La scrisul care l-a făcut doamna contabilă, lasă-l că erau citiți-o dumneavoastră. Asta e scris după prospectul medicamente. Citează dumneavoastră. Văd eu fără ochelar, nici așa. Mă oblige. Citeți referat, aprobare. Citeți referat, citiți-o dumneavoastră. E exact după prospectul medicamente. Da. Proiectul de hotărâre, da, așa, domnul consilier, proiectul de hotărâre, de față l-am inițiat ca urmare a necesității suplimentării unor venituri, diminuării unor cheltuieli, precum și în suplimentării unor cheltuieli, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare economică și umană privească, în hotărârea numărul 1/2023, privind aprobarea obiectivului de dezvoltare economică socială pe anul 2023. S-a ținut cont de ordonanță de urgență a Guvernului numărul 34 din 25.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, programarea unor termene precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative de reducerea cheltuielor bugetare cu 10% la titlul bunuri și servicii, având în vedere încasarea sumelor plus sumelor plus față de bugetul inițial. Menționez că la lucrarea de, a introduce gaze naturale prin PNRR s-a alocat suma de să despart 1.500.000 de lei. Având în vedere cele mai sus arătate, supun dezbatere de rău dumneavoastră proiectul de operare cu urmărită de a fi aprobat în forma prezentată în ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi 30 octombrie 2023. Și acum am dat dumneavoastră, vorbam și aici, dar uitați cât de mic este scris. Este foarte, foarte mult. După care citesc, da, e raportul de necesitate, așa, de specialitate, pardon. Și aici e, în care spun partea de cheltuieli. Bine, ceea ce e aici, regăsim în parte în proiectul de hotărâre. Puteți citi, domnul secretar, vedeți? Da. Să citesc numai preambulul, adică nu citesc preambulul, e mult aici, așa, chiar e, pentru mine. Dar rectifică după cum urmează, propune rectificarea după cum urmează. La venitul se suplimentează cu suma de 3.500 de lei la capitolul 0318, impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare, se suplimentează cu suma de 5.000 de lei la capitolul 16.02.02, impozitul pe mijloace de transport, se suplimentează cu suma de 94.000 de lei de capitolul 3602, taxe speciale. Se suplimentează cu suma de 200.000 de lei de capitolul 4234, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie. Se suplimentează cu suma de 214.200 lei la capitolul 4289.00, sume primite prin transferul 44. Planul Național de Redresare și Reziliență, prin componenta 10, Fondul Local de Abilitare Moderată a Clădirilor Publice, prestată la nivelul Unităților Locative Teritoriale. Se suplimentează cu suma de 1.500.000 la capitolul 480201, sume pentru primite de la Uniunea Europeană, al donatorului, impozitul, plături efectuate și prefinanțări aferente cazului financiar 2014-2020. Se diminuează cu suma de 32.000 de lei la capitolul capitolul 51.03.02 autorități publice, titluri, bunuri și servicii, ceea ce spunea domnul primar că
s-au interzis plătile la comerț și servicii, pe data asta, la sfârșitul anului. Se diminuează cu suma de 10.000 de lei ca până 67.50, alte tăieri în domeniul culturii, recreării și religiei, titlul 20, bunuri și servicii. Se diminuează cu suma de 25.000 de lei ca până 70.020, reglementare cu apă, titlul 20, bunuri și servicii. Se diminuează cu suma de 20.000 de lei ca până 56.020, transfer bugetar local pentru instituție de asistență socială pentru persoane cu handicap. Se diminuează cu suma de 90.000 de lei, capitolul 24.02, drumul, titlul 20.02, reparații curente între unicele pentru chiar angajamente contracte cu formul G, numărul 90.2023, la care făcea referire domnul primar. Se suplimentează cu suma de 214.200 lei, capitolul 65.02.60, învățământ. Titlul proiectului finanțare din sumă reprezentând asistență financiară în Europa, fiind prin recontul de instituție, renovare energetică, școala primară Salzburga, Comuna Cucătănești și reglumarea energiei pe școala gimnazială sau Boșan, Comuna Cucătănești. Se suplimentează cu suma de 55.000 de lei, capitolul 4.0.0.0.5, titlul 10, asigurări și asistență socială, cheltuieli de personal, comună de asistență personală și indemnizații de social. Se suplimentează cu suma de 47.000 de lei, capitolul 68.0.0.5, titlul 57, asistență socială. Se suplimentează cu suma de 20.000 de lei, capitolul 68.5, titlul 57, actuale sociale de încălzire. Se suplimentează cu suma de 2.300 de lei, capitolul 68.50, titlul 57, actuale de urgență. Se suplimentează cu suma de 1.500 de lei, capitolul 70.07, inventare cu gaze naturale a localității, titlul X58, proiecte cu finanțare din fonduri externe reimbursabile, avem de cadrul financiar 214-2020. Se suplimentează cu suma de 90.000 de lei, capitolul 84-02, drumul, titlul 71, cheltuieli de investiții pentru investiția, execuție, drum de acces, stație SRM, cum la Cutuvănești, pentru că vor avea un drum care trebuie cumpărat stația SRM, care e litigiu cu doamna Marmane. Pentru terminarea unor lucrări de investiții se impune transferarea în cadrul listei de investiții sume deja de la o investiție la alta după cum se transferă suma de 10.000 de lei, capitolul 65.0.7.7 de investiții de la investiția în care primară Bâlca în cadrul același capitol la investiții. Reabilitare clădire școală corp de Cotocanești 5.000 de lei pentru proiecte. Reabilitare clădire școală corp de Cotocanești 5.000 de lei. Se transferă suma de 40.000 de lei la capitolul 60.703 de la investiția alimentare cu apă, gaze naturale, cum la Cotocanești, la investiția modernizare sistemului de iluminat public, cum la Cotocanești, în sumă de 25.000 de lei, în cadrul aceleași capital. La investiția modernizare parc comunal sau Cotocanești, cum la Cotocanești, suma de 15.000 de lei, capitolul 67.03. Da, acum eu nu știu mă citesc, pentru că ceea ce a dat citire domnul secretar se repetă la partea proiectului de hotărâre. Sunt două secțiuni, partea de venituri și partea de cheltuieli. La venituri se suplimentează peste tot, la cheltuieli se suplimentează, se diminuează și se transferă. E simplu ca bună ziua. Deci, exact ce a citit domnul secretar. Dacă citit vreodată, doamne, nu văd semnul. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă rog să le puneți. Dacă nu sunt, comisia și... Comisia? Aviz favorabil. Și comisia juridică. Și bună la vot. Care este pentru? Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale, Comuna Cotocanești, în AMLA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, ale ședinței AGA, ADIP, din data de 6-11-2023, privind aprobarea strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, și privind aprobarea indicatorului de performanță a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Da. O să trec direct la proiectul de hotărâre. Nu mai am niciun raport de aprobare, nici referat.
Și la articolul 1, mai citând în statutul legal, la articolul 1, articolul 1, Consiliul Local al Comunei Bucovnești, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă, ce asociatului, în Asociația de Dezvoltare de Comunitatea Bacău, acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău să voteze pentru în adunarea generală din data de 6 noiembrie la hotărârile prevăzute la punctul 1 privind aprobarea strategiei de strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și punctul 2 privind aprobarea indicatorilor de performanță al serviciului de alimentare cu apă și canalizare al ordinei de zi, comunicate prin adresa ADIB-ului din data de 12, numărul 12 1200 din 04.10.2023. Articolul 2 prezentă hotărârea va fi comunicat reprezentantului legal al Comunei Bucovnești, compartimentul de specialitate în cadrul cu apartamentul specialitatea al primarului Comunei Bucovnești, Asociația ADIB-ului Bacău, și va fi făcută publică prin condițiile rele, adică prin afișaj și pe site-ul primăriei. Deci, reprezentantul legal nu poate fi decât primarul Comunei Bucovnești și dumneavoastră trebuie să vă dați votul în ceea ce privește acordarea de prerogative pentru mine pentru a vota în adunarea articolului din 6-11-2023. Comisia și votul. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunitatea Sufănești pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău ESA din 6-11-2023. Privind analiza asupra necesității și oportunității angajării de servicii juridice de consultant, asistentă, prin reprezentarea în dosarul numărul 2453 din numărul 110-2023 și numărul 2463-110 din 2023, înregistrate pe rolul Tribunalului Bacău, având ca obiect ordonanță prezidențială și obligația de a face parte, reclamant fiind municipiul Bacău și împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și registrare hotărârii adunării generale ordinare acționarilor la Registrul Comerțului în persoana de Luca Monica Elena, șef serviciu juridic, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată în persoana de lui Turcu Ovidiu Leonard, președinte Consiliului de Administrație. O să dau cuvântul domnului secretar, ținând cont că este pe mai multă parte juridică a ADIB-ului și atunci câteva cuvinte ca să putem să trecem la Portugal. Da. Ce este treaba? Serviciile juridice, în afara salariaților ADIB, au și juriști, vor să angajeze avocați de aprobarea adunării generale a ADIB. Starea adunare este formată din reprezentanții tuturor unităților teritoriale, inclusiv noi. Tot așa și la Consiliul Local. Deși avem puțin, dacă e un proces mai complicat, să aprobă Consiliul Local numirea, adică închizarea prestării serviciilor de avocatură. Despre asta e vorba. Nici dosarul nu ne-a cunoscut ce anume în dosarul, dar probabil mai complicat. Comisia și Comisia Economică Administrativă. Și Comisia Juridică. Să pună la vot. Cereți pentru? Votul abține. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea disponibilizării prin închiriere sau vânzare a 3 trupuri de teren neproductiv, situația în lunga râului Trotuș. Referat de aprobare, la proiectul de autorizare de aprobare disponibilizării prin închiriere sau vânzare a 3 trupuri de terene productive situate în munca râului Trotuș. Având în vedere necesitatea atragerii de venituri la bugetul local, precum și necesitatea
stimulării și de investiții în Comuna Bucovânești, am propus disponibilizarea a trei trupuri terenului produsit prin vânzare sau închiriere către persoane fizice sau juridice. Terenurile sunt situate în Luca Râului Trotuș și sunt pretabile pentru instalare și exploatare balastiene sau amenajare piscicolă, ceea ce ar atrage investiții atât de necesare pe plan local. Având în vedere cele mai sus, supun proiectul de hotărâre în dezbaterea ședinței ordinare a Consiliului Local Cotrobănești de astăzi, 13.10.2023. S-a făcut specialitate acelor și aici o să trecem la proiectul de hotărâre. La articolul 1 se aprobă disponibilizarea prin încheiere sau vânzarea unor trupuri de teren în propriul numele trupului, după cum urmează. Trupul numărul 1, suprafață 5,4 hectare, din aici, din metri pătrați de hectare. Ar venea 5.400 de metri pătrați. Dacă metri pătrați, dar arată hectare. Da, nu, 3 metri pătrați, dar 5,4 hectare. Trupul numărul 2, suprafață 3,9 hectare, trupul numărul 2, 6,7 hectare. În total sunt vreo 13 vârmă și ceva hectare. Cele trei sunt prevăzute în ședințe din planurile de amplasament anexă la prezenta hotărâre. La articolul de se aprobă întocmirea cărților funciare pentru terenurile la articolul numărul 1, la articolul 3, modalitatea de disponibilizare se va aproba ulterior prin hotărâre a Consiliului Local Comunal în funcție de solicitările primite de la persoane fizice și juridice în urma aducerii la cunoștință publică potrivit legea prezenței hotărâre. Articolul 4, prin grijă domnul secretar, aceste hotărâre va fi îndonată instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Cotrobănești, compartimentului secretariat și compartimentului financiar comunal. Și va fi adus la cunoștință publică prin mijloacele binecunoscute, afișaj pe site-ul primarie. Aici doar câteva cuvinte vreau să vă spun. Sunt trei loturi de teren în Luca Trotuș, neproductive, care sunt ale primăriei Comunei Cotrobănești, nu sunt domeniul public, sunt domeniul privat. Nu avem deocamdată, nici nu avem solicitări pe ele. Sunt discuții care vrea să le ia anumiți investitori să facă ceva, dar noi scoatem la vânzare pe tarabă ce avem și cine dorește să vină, am zis că nu spune niciun opreliște, persoane fizice și persoane juridice. Deci și fizice și juridice. Până acum aceste terenuri nu ne-au produs nimic și nu o să ne producă nimic, nici de acum, nici de acum 100 de ani. Adică tot neproductive vor rămâne, dacă nu le găsim folosință. Și, prin urmare, am zis că să întregim bugetul local, care și așa este destul de văduvit și vitregit, datorită faptului că revin la ceea ce spuneam, că n-am primit nicio rectificare de buget în lună de toamnă, ca să zic așa, nici de vară. Avem mari probleme cu încheierea unui fiscal 2023. Și am să mai explic. Începând de luna viitoare, adică în luna noiembrie, nu mai sunt bani, mai și nici în octombrie nu prea am avut. Am încercat doamna contabilă pentru asistență personală la persoanele cu dizabilități. Iar în luna decembrie nu sunt bani pentru salarii, nici pentru funcționari publici din primărie, nici pentru indemnizația consilierilor. Și bineînțeles, nici pentru cei cu asistenții personale. Prin urmare, trebuie să facem așa. Bine, că noi nu reușim să facem chestiunea asta până în decembrie. Dar aici se face conform procedurii de licitație. Se face anunț de licitație, se face cu strigare, asta durează 6 luni de zile. Prin urmă, trebuie să-i faci schițele cadastrale la trupurile de teren. Deci asta e treabă de jumătate de an, dacă nu și mai bine, 7-8 luni de zile. Dar este binevenit pentru anul viitor. Trebuie să vedem și în viitor. Pentru că, după cum se zvonește, se vorbește, unitățile administrativ-teritoriale, la alegerile astea, cred că mai merge așa. Mai merg așa. Ca să mă exprim corect.
În anul 2028 am zis că se va face comasarea. Exact. Și comasarea lor se vor face în așa fel încât să fie, să nu fie localitate mai mică de 5.000 de locuitori. Deci, cum e cazul nostru, aici veni Urecheștiul cu Coțovaneștiul, ar fi o comună. Era pe Valea Totușului, adică de la Onești încoace, în Valea Totușului, de la Onești încoace. Singurii care avea, m-am uitat și eu pe Inisiu, care are peste 5.000 de locuitori, ar fi Ștefanul, spune Ștefanul, eu n-am văzut, eu am văzut 4.700. Nici Căiuțul nu are 5.000, peste 5.000. Au și ei tot sub 5.000. Nu mai vorbesc de Gurăvăi, de Bucium ăsta și mai... Sunt și mai mici. Da. Vorbesc de Bogdănești, care sunt cu 1.800 de locuitori. Cazul nostru, care sunt cu... Noi apărăm în ultimul recensământ, probabil că au recensământul anterior, dar la ultimul apărăm cu 3.500 și ceva de locuitori. 3.450 de parvinți, acum apărăm cu 3.197. Între noi și Urechești, diferența este de 140 persoane. Atât. Noi avem 3.194, parcă, și Urechești are 3.300 și... Noi depășim pe ei. Pentru că ei au venit în regres. Și Căiuțul vine în regres. Singurul care merg în, ca să spune, în spor natural, e Ștefan. Da. Atât. Pentru că au acolo toate pleia de la Răzna. Dar eu prevăd, pentru 2028, prevăd comună formată din Urechești, Coțovănești și Căiuță. Unde va fi centru, e altă treabă. Că va fi la Coțovănești. Deși, adică, și mai urmăresc eu un scop, se numește regionalizare, se vor face cele 7 regiuni de care s-au existat. Pe timpul guvernului Dragnea, la Coțovănești, America, încercarea de să se implementeze. Și toate instituțiile astea descentralizate, ce țin de cultură, de sport, de sănătate, de aia, să aibă un singur centru. Dar aici și vine cu ideea că se absorbe, se va absorbi banii europeni, sau știu și de pe altă căi, Banca Mondială, și așa mai departe, mai ușor, fiind pe comunități mari. Dar este în dezavantajul omului de rând, pentru că un om care îi trebuie o adeverință, trebuie să de aici până la Căiuț sau de aici până la Ștefan cel Mare. Ei mizează viitor că toată lumea se va discuta cu tableta, cu telefonul, cu aia, se dea direct. Este greu, noi așa, așa cum mizează și pe faptul că banii, să nu mai fie bani cash, să până la o anumită sumă, de la o anumită sumă să nu mai să lucrezi de cash, de la 20 de, la 20 de milioane. Noi, da. Dar să știți că ceea ce privește regionalizarea, cu asta se bate monedă de mult timp și am zis că se va înfăptui. Acum cu banii de cash, când se va face și cum se va face și de când se va face, nu știu să vă spun, dar regionalizarea cu siguranță se... să dispare. Da, primul pas se face cu ordonanța asta și eu. Optim? Primul pas privind cash-ul. Se face cu ordonanța asta de acum, de mâine, da. Da. Cât e suma maximă? Da, și de asta vă spun, trebuie să ne pregătim cu vedere să nu vă spun că nu cred că în 2028 depinde de tranzacție. Va mai fi... Depinde de tranzacție și de persoane singure. Deci, nu fi două lei. Eu nu-mi doresc lucrul ăsta pentru că nu am ce bine. Și în cazul Comunei Coțovănești este o comună care merge pe sport natural. Eu nu cred că ar fi bine, pentru Comunei Coțovănești. E părerea mea personală. Știi, eu sunt gânditor, ăsta e neamul care vor... Și cei care sunt acolo, puși să voteze. Până la urmă, aia sunt trimiși de noi. Poți fi conștient. Aia este să spunem un nu. Cu toate absorbția asta de fond, zicea, păi, în condițiile în care lumea asta se află într-o frământare destul de urâtă, ca să nu numesc altfel, cu războaie la graniță și cu războaie care au început, ca poate că îmi permis să spun că e un război sfânt ăsta, sau un război al religiilor,
nu prea văd în ce fi. Să dea Dumnezeu să fie bine și să le dea minte la decidenții ăștia mondiali. Și cei care, care păpușarii ăștia ai lumii. Finanțatorii ăștia mari. Ăștia mari. Magnații ăștia. Da, acum din ce mai citești. Da, nu mai e. La ce resurse și bogăție are România, noi puteam trăi și fără bani ăștia europeni. Absolut. Puteam avea mai mult din cât îi dau ei. Eu am spus și o repede. Se aude în cameră. Eu n-am fost pro-european niciodată, nu sunt nici acum. Am spus-o în orice ocază, mă. Eu n-am. Albanezii nu sunt pro-european. Sunt în Europa, dar nu sunt în Uniunea Europeană. Îmi trăiesc foarte bine. Sârbii nu sunt în Uniunea Europeană, dar sunt Europa trăiesc destul de bine. Nu, adică chiar, eu n-am fost pro-european, sunt nicio formă. Chiar nici pro-NATO n-am fost. Punctul 6. Da. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a imobilului teren extravagant, categoria pășuveni, suprafață de 840 metri pătrați pentru construirea bisericii pentecostale Emanuel. Da, eu aici nu o să mai citesc, o să vă spun despre ce e vorba. Este un istoric pe care îl știe toată lumea. Așa l-am găsit și eu. Această porțiune de teren ocupată, adică porțiunea ocupată cel mai mult de casele romilor, este această porțiune din, este acest lot din cartierul de Rom. Lucrul ăsta e dinainte de Revoluție, pentru că ei s-au mai extins, dar nu mult, că terenul e accidentat și nu-i dă voie. N-au să mai arăți ceva, dar că la lunii care pleacă la casă. Ei au construit și o casă de rugăciune. Și am zis ușor, ușor, și am gândit domnul secretar, de mult a fost în urmă, să încercăm să-i băgăm în legalitate. Legalitate ce? Să scoatem trupul ăsta cât e aici, că nu-i mult. Cred că toată suprafața de acolo, două hectare. Nu știu dacă se amă. Noi acum avem să luăm pe bucățile. Și mai întâi să luăm această biserică, Emanuel, cum se numește, pentru că e publică. Să punem în legalitate și după care să le arătăm, uitați, băi, se poate, voi pregătiți-vă banii. Pentru că trebuie niște bani. Așa. Vă concesionăm terenul și la aia vă evităm autorizație de construire. Să aveți fiecare buletin pe locuința voastră. Și încercăm acum cu cele cu două loturi. Două loturi. Nu? Da, prin un proiect de hotărâre, domnul Puglia, așa, pe bisericii pe Iugoslavia Emanuel, procese în prealabil suprafața fie scoasă din circuitul agricol, potrivit procedurii cu neaprobare, ori Ministerul Agriculturii. De asta trebuie de aceea. O situație un pic mai delicată, că este la categoria pășune. Așa cum este și cea din Dallas, care nu am o moștenesc, care în dată în 91 a ocupat-o aia și au făcut case, nu o la dumneavoastră. Nu zic că nu s-au mai făcut, dar nu s-au mai făcut ca de cercul exact cât de... eu știu exact câte case sunt acolo, sunt 28, că am pe tot. Exact că a fost grazurile... Casa de rugăciuni care o aveau și... Poftim? Casa de rugăciuni care o aveau și... Acolo, dar nu, dar s-au făcut locuinții mele, pe 90, pe grazurile le-au distrus cetățenii, că au zis, are noastră, după Revoluție, și ei și-au pus... Și s-au pus case imediat, pentru că erau temelii la grad. Și îți dădă și era domnul Costin și domnul Bunghez. Ăștia la alții aici la fel. Au mai construit, nu zic că e același fond de case. În Dallas pot să zic că cam același. Și au mai construit un curte altă. Aici la Coțofănești, în zona asta, s-au mai întins. Și la Tămâșoaia Mare, dar cu puțin câteva, 3-4, pe zona aia de la Andrei. Astea erau dinainte de Revoluție. Sunt două case. Două case. Zorel și al lui... Asta la altă. Și al la venit doar era. Anum se intruta mie că sunt toate case. Da, da, da. Dacă când se punem în legalitate, e bine și cu asta. Asta încercăm acum. Și haide să încercăm. Se poate să... Deși de-am vorbit zbi, că e regim special. Da, te sună un cinci minute când am văzut proședință. Da, și încercăm acum cu două loturi răscoți, domnul secretar, zi-am mai spus, nu știu două. Nu, numai unul ăla cu... Utilitate publică, aia nu e de utilitate publică. Așa, pentru utilitate publică. Exact, numai pentru... Pentru biserica. Pentru suprafața construită.
Da, păi da, avem, nu v-a dat schița. Da, dar este material. Da, zic că e un material aici, spune și suprafața. 845. Cât? 845. 845, da, nici 1000 de metri pătrați. Funcție exact cât e locuința și gardul, că nu mai așa. Da, despre asta este vorba. Și în cazul în care reușim, încercăm și mergem și cu celălalt să-i băgăm o legalitate. Ar fi bine tare dacă am putea să-i aducem, o să fie ilegal. Ei, puteți că almați, cum vine, poziții de rog. Dar nu-s proprietar de teren, nu-s proprietar de locuință. Locuința e lor, de adevărat. Dar nu-s de teren, în terenul pe care stau. Și nu poți să-i dai autorizație de construire dacă nu ești proprietar de teren. Prima condiție este să fii proprietar de teren după care se face autorizație. Da, dar să nu am întrebări. Comisie. Aviz favorabil. Și comisarul. Să vă rămână vot. Terese pentru, pătăie, orice. 8-6. Probleme diverse. La punctul 6, ce vă spun la diverse, vă spun asta, la mare, celor că am discutat de destul. Revin iar cu problema cutiilor. Nu știu ce se va întâmpla, nu știu cum ne scoate la capăt, nu se înțelege deloc. Nu putem să le, nu putem să stăm paznici lângă fiecare cutie. Avem aici, nu avem avizul de la Ministerul de Interne, avem camerele de luat vedere, sunt aici. Sunt aici pe scenă, toate. Toate. O să le montăm și pe ăstea, nu tărăgânează nimeni intenționat lucrul ăla. Nu convine nimănui ca să se trezească cutiile spate. Probabil, la un moment dat, zic eu, făcând apel, tot făcând apel, o să înțeleagă oamenii că nu, că nu e bine ce, când, ceea ce fac nu e bine. Acum, am văzut pe Boșan oameni în spate, pe Coțofănești, ar fi una pe la Vreajă, pe la Tajă. La Aios, izolat-o. La Bâlca, spală de Mărea Rozare. La Bâlca avem cele mai multe. La Bâlca-și cele mai multe. Acolo unde e magazinul. Aici, pe doamna Stella, Oancea. Și dacă îi ridica mai sus, mai sus, tot le spărgea. Exact, exact. Dar unde Dumnezeu să fie? În Bursi. Mai unde să le ridici. Dar dacă îți dă voie, îți dă voie gaz. Uite, de exemplu, la Gura Văii, toate apometrele la apă, la apa potabilă de conjunt, sunt în afara curții. Totul e pus în afară. Deci tot a pus. Da, și am dat la primar, primarul meu, nu le stică, oamenii nici m-au de aia. Păi nu au țigare, mă rog. Și totul este, mi-a spus, de ce să mă rog eu, el să-mi deschidă poarta, să citesc apometrul. La noi mai avem apometri și până la Beci și pe la Graș și pe la prin bazinele dumnealor și așa mai departe. O să urmă, noi urgentăm și dăm bătaie cu investiția asta, că să o ducem la capăt. Am început-o, că să o ducem la capăt. Și avem un noroc mare, adică că suntem prin un proiectul de reabilitare a DJ-ului 119, vorba de Bâlca. Deci, da, ei de asta se lucrează. Acum ne-am masat mai mult și ne-am fursat mai mult cu Bârca. Pentru că imediat după ce toarme ei pe una au spart, cei de la gaze, firmele care se ocupă de producțiunea de gaze, venim cu vor asfaltic cap-coadă de 6 cm. Deci, dacă ați văzut în zona școlii la Coțofănești, deja au început să repare. Au pus da, ce-au tăiat ei. Deci, la Bârca de asta urgentăm, noi am prevăzut că, adică am dat un termen în funcție de cei de la județ, ne-am consultat cu ei și am zis că până în 17 noiembrie, acum vorba de timpul dar mai ține cu mai, să vedem. Ține. 17 noiembrie să fim gata cu Bârca, cu reparații, cu trebuie să le fac. Chiar dacă punem asta cu vorba asfaltic, că se pune ei întâi asta lor, se repară și pe aia veni cu vorba asfaltic, 6 cm. Ne dă peste cap și stăm. Eu, înainte de a veni la ședință, după Bârca am venit. După Bârca și am venit pe Borșa, m-am întâlnit cu Jacu. O să încercăm să nu pierdem această investiție, această oportunitate de a pune un vor asfaltic nou în Bârca, de la NDN-ul și până la Brigada Silvică. Ce să vă spun? Investițiile ați văzut că sunt aici și la rectificare de bun.
sunt destule și parc, și luminat, și camere, și corpuri de școală, și grădinițe, și avem și răsare. Să ne mai dea bani. E important da, să avem bani mai și să, mai, să avem partea noastră de finanțare, partea de finanțare. Dacă aveți o problemă, o întrebare, este acțiunea asta care știți că depunerea dosarilor pentru portarea încălzire și ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă. Să fie pace, în primul rând, pace. Că dacă ai pace, poți să-ți vezi și de sănătate. Dar nu-i pace, chiar dacă nu ești pace, vezi de sănătate. Dar dacă nu-i pace, nu poți să-ți vezi nimic de sănătate. Da. Adiós.